De curând am asistat la sesiunea științifică anuală la Institutul de Cercetare și Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești-Mărăcineni, dragii mei. Un eveniment important, având în vedere că am aflat care sunt problemele cu care se confruntă pomicultorii, dar și care sunt noile soiuri testate și gata pentru dezvoltare. Împreună aflăm cum a fost acolo. Mare procent fiind ocupat de livezile de măr, livezi comerciale, ale căror fructe sunt destinate exclusiv consumului în stare proaspătă. Din această suprafață, Polonia deține 34%, urmată de Italia și România cu 12% și apoi Franța, Germania, Spania și Ungaria. Deși la nivel mondial sunt recunoscute peste 10.000 de soiuri, producția comercială se realizează doar din trei, Golden Delicious, Ida Red și Iona Gold. Ce s-a întâmplat cu producția de anul în curs? La nivelul Europei, producția totală estimată este de 12.611.000 de tone. Polonia cu cea mai mare pondere, iar România a produs anul acesta 378.000 de tone. O cantitate modestă, având în vedere faptul că în ultimii 2 ani, suprafața cultivată cu măr în România a crescut cu 3.800 de hectare. Din această producție, insuficientă pentru consumul propriu, România exportă 50.000 de hectare, dar importă dublu. Importurile de hrană și de fructe și de legume, pentru că vorbesc de toată horticultura, ajung deja la un nivel care depășesc o linie roșie și ne pune problema ce se întâmplă și cu fermierii români. Deci e un an, din punctul meu de vedere, în care am administrat, am manageriat temele de cercetare sau proiectele de cercetare mai ușor. Sunt mai relaxat un pic pentru că n-am mai fost sub presiunea crizei de acum câțiva ani. Ce e nou în cercetare? Sunt multe lucruri noi. Aș vrea să spun că unele din produsele noastre sunt acum brevetate european și se mulțesc european, lucru care face dintr-o anumită temă și o parte comercială, adică avem un produs intelectual, îl înmulțim în mai multe țări ca să primim o redevență, ceea ce ne creează o redistribuire a banilor către aceeași activitate. Avem câteva lucruri noi legate de tânăra generație, și care au avut astăzi câteva intervenții și de cele două teme care provin din politica agricolă comună, care se referă la agricultura digitală, la agricultura de tip controlat total și la agricultura cu tehnologie ecologică. Deficitul de precipitații devine un an din ce în ce mai mare. Noi lucrăm cu portatoi din ce în ce mai mici, la distanțe mai mici de plantare, și atunci plantele sunt din ce în ce mai vulnerabile. N-am putea, fără ajutorul acestor aparate, să aplicăm de 3 ori pe zi irigare. Ar trebui să stea un om tot timpul și cu erorile, știți dumneavoastră cum este. Am legat cumva prezentările de astăzi de genetică, de tehnologii, direct cu fermierul român, în așa fel încât să leg puțin și de vizita de câmp și să ne imaginăm că investițiile care se fac acum în pomicultura României sunt la nivelul prezentărilor atât din sală cât și din câmp. Am considerat că este absolut necesar să aducem tehnologia vestului, pentru că agricultura, cum știți, începe de la piață, iar fructele pomicultorilor din România vor sta alături de cele mai avansate fructe produse în tehnologii moderne. Am început cu 0,6 hectare, un lot demonstrativ de măr,
cu 6 soiuri, un singur portaltoiem 9, cu distanțe de plantare 3 pe 1, sistem de irigare, fertirigare, se irigă de 3 ori pe zi, control al cantității de îngrășământ distribuite. Totul se poate regla prin GPRS, deci de pe un computer aflat la distanță. Deci putem controla apa, aplicarea apei și a îngrășământelor în parcele. Deci un modul foarte modern la nivelul tehnologiei cele mai avansate din lume la ora actuală. După care lotul acesta s-a extins până la 1,7 hectare cu alte 4 specii. Un coacăz, 2 soiuri de coacăz roșu, afin, la început 7 soiuri, acum plantate acum 3 ani și anul acesta am mai adus încă 6 soiuri dintre cele mai moderne din lume, cu mari șanse de a intra în sortimentul nostru, și un rând de prun cu 6 soiuri de prun și 3 portaltoi, dintre care unul este românesc, adaptabil, un portaltoi care este foarte apreciat și în vest și pentru care institutul primește redevențe, deci noi suntem creatorii portaltoiului. Și ultima parcelă de cireș cu 15 soiuri, începând cu cele mai timpurii, Belis, Merchant, și terminând cu soiurile Sweetheart, Penny, care se maturează foarte târziu, deci la începutul lunii iulie. Deci începem recoltatul pe la sfârșitul lunii mai și mergem până la sfârșit de iunie, chiar în iulie, în prima decadă a lunii iulie. Distanțele de plantare la cireș sunt foarte mici, este o plantație foarte intensivă, 4 metri între rândurile de pom și 1 metru, 1,5 metri pe o parte din portaltoi, Gizela 5, 6, 12 și Veggie 2, și avem și cel mai firav portaltoi, deci cu vigoare cea mai mică, Gizela 3, care este la 4 metri pe 1 metru. Deci totul deja irigat, cu un tub de udare și cu aceeași instalație de fertirigare. Încercăm soiurile care se vând cel mai bine în vestul Europei și care sunt foarte căutate și pe piața internă. La măr, de exemplu, sunt soiuri care și-au făcut loc în sortiment de mult timp, Golden Reinders, Red Iona Prince, Red Brabourne și avem și 3 clone de Iona Gold, care sunt mai puțin răspândite în România, dar au niște fructe, soiurile acestea, de o calitate deosebită. La celelalte specii sunt soiuri noi pentru România, mai puțin la cireș, dar oricum sunt ultimele creații în domeniu. Avem planuri mari. În primul rând doresc ca toți tinerii, sau o parte importantă din tinerii din institut, să meargă la o specializare și ne gândim la niște parteneriate din centrul Europei, unde în țările dezvoltate, stațiuni care sunt foarte așezate, cu pomicultura aplicată foarte, foarte dezvoltată. Doresc de asemenea ca să avem proiecte europene de cercetare. Am avut proiecte europene privind infrastructura și altele, dar ne trebuie proiecte europene să intrăm ca și instituție în această rețea europeană cu activități de cercetare adevărate, în care cercetătorii să aibă și avantajul unui spor la salariu și nu numai acesta. Această legătură cu țările dezvoltate europene, bineînțeles că va crea o mare vizibilitate în continuare a institutului. Vom planta încă un rând de prun cu niște soi românești și vom extinde lotul demonstrativ cu plantație de afin numai cu soi românești, începând cu soiul simultan de bază, un soi foarte valoros, care are o coacere, așa cum îi spune și numele, concentrată. Deci, în loc de 3 recoltări, se fac numai 2. Se recoltează mai ușor, cu un consum de forță de muncă mai mic. Ceea ce e un lucru extraordinar.